ați avut de muncă și dezvoltare locală. Ați stabilizat cumva și este finanțat de Fondul Național de Dezvoltare și implementat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Asociația de Acțiune Locală Călătoria Litovei a fost constituită în anul 2012 în baza Ordonanței Guvernamentale 26/2000, având în componența sa 79 de parteneri publici și privați, din care 20 de parteneri sunt publici în județele Bacău și de data 2013-2015, în baza deciziei de autorizare, Gazul Litovei, deciziei de autorizare, în timpul de acțiune locală a gestionat un buget de aproape 2.000.000 de euro. În cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală, 2007-2013, grupul de acțiune locală a finanțat și contactat un număr de 62 de proiecte pentru beneficiile publici și privați, cu o valoare de peste 2.000.000 de euro. Din totalul de 62 de proiecte pentru beneficiarii publici, avem 5 proiecte inovative cu o valoare de totală de 158.000 de euro. Proiecte care au avut ca obiect modernizarea imagului public, inventarea de schimb, de eliminat prevăzuția cu panouri fotovoltaice. Acestor 5 proiecte sunt Comuna Roșiori, Comuna Muntenii, Corgești, Cotrovești, Județul Bacău și Valea Ursului din județul Neamț. Parteneri publici, procentul 24.14% respectiv, 25.5%, procentul 75.8% respectiv, 26.4%. Misiunea LAR-ului în perioada 2014-2020 constă în animația dezvoltarea societății civile, implementarea măsurilor antisărăcie, furnizarea de servicii sociale și stimularea extindere și modernizare iluminat public, sat Roșiori, Comuna Roșiori, Județul Bacău. Valoarea proiectului finanțat pe măsura 3.2.2 prin intermediul Galco Linele Tutovei, pentru care s-a primit ajutor public nerambursabil, a fost de 40.072 euro, la care s-au adăugat cheltuieli neeligibile suportate de către Comuna Roșiori, 10% din valoarea totală a proiectului, care a ajuns astfel la circa 180.000 de lei. Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal, utilizând sistemul bazat pe energie regenerabilă cu panouri fotovoltaice și reducerea costurilor de către consumatorii de energie electrică, valorificându-se astfel resursele energetice regenerabile, îndeosebi energia solară. În zona centrală a comunei, între școală și primărie, pe o distanță de 800 de metri, au fost postați un număr de 21 stâlpi de iluminat cu lampă LED, la baza cărora s-au montat baterii de acumulare și, în partea superioară, panouri fotovoltaice. Proiectul constă în montarea 21 de stâlpi cu panouri fotovoltaice. A fost implementat prin GAL Colinele Tutovei cu valoare de 40.000 de euro, bani de la Uniunea Europeană, fonduri europene și contribuția Comunei Roșiori, a Consiliului Local, 10%. A fost executat în totalitate, s-a făcut și procesul verbal de recepție finală, s-a montat pe drumul județean 241A și C, pe o lungime de 800 de metri liniari. Deci sunt 21 de stâlpi puși din 40 în 40 de metri. Și pentru viitorul apropiat sunt șanse de îmbunătățire a infrastructurii Comunei Roșiori. În comun avem acum în derulare prin PNDL
4 km, 128 metri asfaltare. Sperăm să mai facem, vrea avem o centrală termică la școala Roșiore, încercăm să o acoperim, să nu mai prindă iarna dezvelită. Cu ajutorul Consiliului Județean Bacău o să avem un drum județean 241C propus spre asfaltare. Școala a început în condiții bune, chiar astăzi am fost pe acolo, cale didactice sunt la posturi. Au aviz sanitar, au avizele toate necesare, colaborăm bine cu directorul, cu toți ceilalți profesori, nu sunt probleme.